Aici să ne arate tuturor că minunea se moștenește. Carmen, Adriana și Adi Junior. Dați-mi voie să vă îmbrățișez. Aici avem albă ca zăpada, roșu scufița, roșie, perfect. Și aici avem pe... The Man in Black. The Man in Black, perfect. Bravo. Ce fac copiii, cum sunt? Foarte bine. Mamă, ești aici cu frățiorii. Da. Este că ai cele mai mari emoții? Chiar am, să știi, mai mari emoții ca de obicei. Pentru că, dar știi ce, nu înțeleg, s-a întâmplat ceva. Ia, puteți să vă ridicați peste picioare? Eu am așezat. Ia, am intrat la apă. Tu ești cea mai mare? Da, și am intrat la apă. Exact, și ești cea mai scundă și... Na, la tocuri. Și am și tocuri. Nu, dar stai un pic, că și Adriana fura la tocuri. Da, bine. Deci are tocurile mai mari. Perfect, luați loc aici. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. Întâi să vorbim cu mămica, vă rog, da? Ce face frumoasa mămică? Face bine, foarte bine. Cum e? Superb. Cel mai frumos lucru din lume. N-a început să fie un pic și mai greu? Adică... Eu cred că greul a trecut. Mămicile obișnuiesc să spună că cu cât copilul e mai mare, cu atât problemele sunt mai mari. Dar la mine, mulțumesc lui Dumnezeu, deocamdată problemele sunt mai mici decât când era bebeluș. Stai liniștită, mai ai timp. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Deci e adevărată vorba, ok. E adevărată, nu scap de ea, o să vezi. Okay. Ce faceți voi? Cum e, Adriana? Bine, foarte bine. Chiar ieri mă uitam pe rețelele astea de socializare și am văzut-o pe Eva și vreau să spun decât atât. Mulțumesc! Am înțeles, perfect. Da, îi spunea Cătălin, te iubesc. Mulțumesc! Da, da, da. Avem niște meciuri, o să vezi și tu, nu o să mai crească. Mie îmi place aia cu... V-am crescut atât, acum trebuie să aveți și voi grijă de mine. Este. Eu am grijă de voi și voi țipați la mine. Eu am impresia că trăiesc cu mama în fiecare zi și acum acasă, cu toate că e la târgu și știu că mai ceartă, dar e bine. Cum a fost pentru tine 2021? 2021, de ce să mint, a fost un an greu, dar s-au întâmplat niște minuni în anul ăsta. Mama mea a trecut cu bine peste cumpăna pe care a avut-o, frații mei sunt bine, Sofia se face din ce în ce mai mare și mă iubește și mai mult. Da. Să fie clar, da? Exact. Okay. Bun. Da, s-a stabilit. M-am mutat cu iubitul meu, la mine viața merge bine. Foarte frumos, da, știi, mă bucur când spuneți că sunteți bine acum, pentru că, într-adevăr, 2021, știi, când vorbești de toate, bă, profesional, cum a fost, haide să zicem personal, dacă e vorba de sănătate și când e cineva din familie foarte apropiat, atunci parcă se schimbă lumea și scade cerul în cap. Da, a fost un episod. Pentru că mama voastră a trecut printr-o problemă de sănătate foarte, foarte dificilă, dar important e că e bine. Da, mulțumim lui Dumnezeu, am trecut cu bine peste o situație destul de dificilă, pentru că nu este ușor ceea ce a avut mama noastră, dar din nou spun mulțumim lui Dumnezeu, am scăpat. V-ați speriat? Bă, sincer, ne-am speriat foarte tare, pentru că nu mulți oameni scapă de problema asta. E vorba despre un anevrism și un AVC făcut, care e la o vârstă destul de fragedă, spun eu, pentru că în ochii noștri mama noastră este veșnic tânără. Normal. Și eu, mamă tânără. Și nu am acceptat nicio secundă ideea. Adică, pur și simplu, în momentul în care am aflat ceea ce s-a întâmplat, nu mi-am dat voie să accept cealaltă variantă. Dumnezeu, Doamne ferește, da, sau să se răutățească situația. Am zis, nu, acum facem tot ce este posibil, am ajuns la cei mai... Normal, cauți să ajungi la cei mai buni medici, să ajungi medici la cea mai bună clinică. Am fost în Turcia, în Istanbul, am sunat la toate cunoștințele, la toate, cum să zic, relațiile, peste tot și am scăpat. Doamne ajută, mă bucur că e bine, pentru că știu ce relație e frumoasă aveți cu mama voastră și știu că, de fapt, cât de important sunt părinții pentru voi. Da, foarte. Adi? Cum o să va? Să va bine? Totul e bine? Cu totul e bine, cum să fie? Băi, deci fii atent, când a deschis gura, deci dacă aveai ochii închiși, puteai să juri că a vorbit tatăl tău. Nu? Este unul la unul, aceeași deci persoană. Deci unul la unul, pe cuvânt, când a deschis vocea unul la unul cu Adrian și vocea și intonația și tu oricum ești cu Adrian când de mic, tu cred că ești cel mai... De la 10 ani când cu tot. În meseria asta de cel mai vechi, nu? Da. De când ești cu Adi? De vreo 6 ani. Mamă, și cum e să te duci cu el așa la cântări? Wow! Da? Ai foarte multe chestii de învățat.
a fost antrenamentul lui pe bune și a fost foarte, de la o vârstă foarte fragedă, ceea ce e puțin dur, dacă mă întrebi pe mine. Da, de asta zic că e puțin dur și în același timp e și puțin dur. Știi cum e? Ok, e tatăl tău Adrian, dar când știi cât e de riguros și de atent la toate lucrurile, trebuie să nu greșești acolo sau oamenii din trupă să nu privească, stai mă că e copilul lui. Și din punct de vedere muzical, dar pe el l-a conturat foarte bine ca și om și l-a construit, pentru că, cum știi și tu, mediul în care se învârte tatăl nostru nu este cel mai, cum să zic eu, ca într-un glob de cristal, știi? E mai multă muncă. Te înțelegi, te întâlnești și cu oamenii care nu sunt neapărat fanii tăi și cu lumea care e puțin amețită. După petrecere trebuie să-i mulțumești pe toți, nopți nedormite, mers la cântat, după aia dormit câteva ore, dus la școală, venit de la școală, dormit iar câteva ore, iar la cântat. Da, dar asta l-a făcut să fie bărbat mai repede, nu? Da. Mai repede. L-a maturizat. A vrea să știm în felul următor, Adi, că lucrurile stau în felul următor. Aici avem o mamă, aici avem pe cineva care s-a mutat la casa ei, pe iubitul. La tine cum stă treaba în privința asta? Pe mine, dar așa ceva, eu nu vreau să zic cât de tot asta. Am 16 ani jumătate. Aoleu, cum o cheamă pe iubita lui? Care dintre ele? Nu putem să zicem nici că e un terminat. Capcană. Ok, și băi, gata, gata, un pic, ok. Vezi că imediat îți strică toată treaba. Cu manevră, e frumos? Surorile tale, ce să facem? Adică, tu pe cine, pe care o cunoști? Ok, perfect. Nu le-am crescut. Hai că avem niște imagini care sunt convinsă că și cei de acasă abia așteaptă să le vadă. Și vreau să ne și cântați dacă tot ați venit aici. Și mi se pare foarte tare că o să cântați în familie. Da. Adi are chitară acolo. Dar haideți să vedem imaginile despre care ziceam ceva mai devreme. Ia să vedem. Ia, uitați-vă acolo. Și la fiecare poză acolo, eu nu mai mă oprem. Lucruri faine, știi, sunt amintiri plăcute deci, de familie. Deci, toată aminte că am avut breton. Acum stai un pic, tu plângeai că te-ai văzut că aveai breton sau că te-ai emoționat? Am avut mai multe motive. Mamă, uite, aveam breton, mamă, plângea tata. Mamă, și Adi, ce mic era. Da. Unde erai acolo? Erai tu în filmare? Cred că mă ascundeam. Cred cumva că tu filmai. Eu, de obicei... Încercați să scoate, vezi că e tare asta. Da, să știi că în prima, cum să zic, când era mai mică, eu mă ascundeam. Dar și acum îmi vine să mă ascund când suntem noi toți în casă și începe Adi să cânte, începe Adriana să cânte. Eu sunt, nu, lăsați-mă, nu. Sunt mult mai rușinoasă decât ei și cu atât mai mult când e în familie și știu că e și tata, e și mama și am emoții tare de tot, știi? Normal. Eu mă ascundeam 100% în momentul ăla. Sunteți foarte fain, pe cuvântul meu, și sunteți așa foarte sufletiști. Eu asta am observat întotdeauna la voi. Adică așa, nu știu, foarte uniți și foarte... Oricare dintre voi ar face orice pentru celălalt. Eu așa v-am văzut mereu. Oricare dintre voi ar face absolut orice. Și să știi că oriunde, cred că oriunde ne-ar duce viața, tot... Ce râdeți, mă? Eu inside joke. Eu sunt ăla din exterior, care e mai mare, s-a căsătorit, are copii, s-a dus la casa lui, a dispărut și ei au inside joke și ei râd. Dar asta e că nu știi de ce. Eu sunt la casa mea, dar pe strada lor. Ah, ok. Adică tot... Tot la același lucru. Am înțeles. Ok, perfect. Deci camerele de filmat sunt de la poartă. Da, deci oriunde ne-ar duce viața, să știi că tot împreună o să rămânem orice ar fi. Foarte frumos. Adrian, mai avem niște imagini. Ești pregătit, Adi? Nu prea. Dar acum vreau ține să te uiți un pic, bine, să le vezi mai bine pe cele două surori, pe Adriana și pe Carmen. Ia să vedem. Arhiva de aur a televiziunii. Imaginile, vă rugăm.
I remember the prison, the poor memory, and I drum in the disco, the cold memory. Imagine frumoase care... Vreau să recunosc ceva în exclusivitate. Tu de una ai fost mai bună decât mine? Și tu de una mai tare la dans decât mine. Hai, opa! Mamă, deci stai un pic. Anul dezvăluirilor, Carmen, are o mărturisire. Uite-te în ochii ei și zi. Întotdeauna ai fost mai bună decât mine? Și tu întotdeauna o să faci TikTok-uri mai șmechere decât ale mele? Ziceai ceva de social media la începutul. Da, da, deci tu, ia zici și tu acum ceva acum despre ce el. E mai bun decât mine, da! Trebuia să zici, îmi pare rău că sunt mai bun decât voi două la un loc. Da. Mă bucur că sunteți aici. Pe Adriana, pe Adriana o cunoașteți, a fost și la Vocea României, în echipa lui Horia, lui Horia Brenciu. Adi, tu încă n-ai fost, nu? Încă n-am fost. Păi, las că nu e timpul trecut. Ai chitara acolo și sunteți pregătiți. Ce faceți de anul nou? De mai anul e un pic. Nou, mai e foarte puțin. Ce facem de anul nou? Ce vreți voi? Să știi că viața noastră chiar e o surpriză. Noi nu adevărat, știam nu știm ce vom întâmplă. Face de Crăciun, nu știam... Adi, cu o zi înainte se întreba, bă, oare când? Nu când? El află în ziua respectivă ce trebuie să facă. Deci la tine trebuie să fie telefonul deschis atunci. Da, non-stop. Așa și noi nu știm ce facem de revenire. Deci dacă mă uit da, la voi, îmi dau seama până. Că Adi a cântat cel mai mult în perioada asta. Dintre voi trei de aici, nu? Da, da, da. Da. Perfect, haide să cântăm, pentru că aveți, ai chitară acolo și cântăm live, oameni buni, cu Adi Junior, Adriana, Carmen. Știți ce vreau să vă întreb? Asta am uitat. Ați venit fără mami și fără tati? Ați aici la televiziune? Da, 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 da. Au putut copiii să plece fără mami și fără tati? Da. Deci chiar ați crescut? Da. Deci nici mami, nici tati? Nu. Și cu cine ați venit? Cu cine mașină? Cu ce mașină? E, cu Carmen? Cu mami. Cu mami. Și mami unde? Cu mami doi. Ea e mami. A, cu mami doi? Cu ea ați venit? Da, da. Am înțeles. Fără tati, fără mami? Fără tati, fără mami. Ne facem de cap? Da! Yeah! Asta îmi place, mă! Haideți să vedem! Oameni buni, terminăm așa, ușor, ușor, anul 2021 cu Adi Junior. Asta e numele de scenă? Da. Adi Junior, Adriana... Simionescu. 210. Și 20. Carmen cu capa, corect? Da. Hai să cântăm! Am lăsat în urma noastră orașul gol. Ne-am închis în lumea noastră în dormitor. Siluete la fereastră într-un dans nocturn. Tu ești noaptea mea albastră, ești tot ce am mai bun. Ia-mă în brațe, flămânde, lipește-mă de inima ta. Fericire în secunde, oprește timpul, nu mai pleca. Când nori pe cerul vieții se adună, oh, mă îmbraci cu
fani. Fani, da, Andra. Deci am ascultat acum toate colindele posibile și imposibile ale ei. Mulțumim. Mai cântați-ne, că tot ați venit aici. Hai că nu vă lăsăm așa, că sunteți foarte tari. Una și mai ales că o să fie înregistrată toată povestea asta și o să vedem peste 20 de ani. Și o să fie ca și cum am văzut imaginile astea mai devreme când erați mici. Mamă. Okay. Da, exact. Tu când o să fie atunci cu copiii, Adi. Da, sigur. Depinde cu, de, cu ce alegi cu care te măriți. Tensori, de fapt. Să iubești. Să le iei pe toate trei? Nu știu de ce te atacă. Dar nu știu de ce te atacă, mă, adică chestia. Nu și tu ce? Mai bine vrei singur. Dar nu știu de ce m-au luat pe mine. Dar nu știu ce au cu tine, adică astăzi vezi două femei, vrei pe toate trei. Da, e adevărat, ai foarte multe gagici de cunoaște. Pretendente, să nu ridicăm statutul. Eu cred că vreți să plec acum. Nu, stai puțin, stai un pic să le anunțăm. Adică stai un pic, că îl plac fetele. Da, da. Și voi sunteți un pic geloase așa, pentru că nu asta. Eu nu răspund. Eu sunt cu minte. E? Eu nu răspund. Nu răspunzi la telefoane? Da, la nimeni. Așa e? Eu sunt cu minte. Da. Da, da. Da, așa e. Hai că da, dacă e. Hai să mai cântăm. E bine. Hai să vedem cu cine mai cântați acum. Parcă ești mai frumos. Da, da. Parcă ești mai bine. Haide să vedem. Dacă pleci, dacă pleci, ușa nu mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine. Zău, îmi e greu. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai cadă lacrimi, stele ar răsări, tu ai venit. Supărat sunt, Doamne, iar sau în cărciu mă să necamarul, beau și te aștept până la zi. Plouă încet, încet, plouă și mie mulțumim mult de tot! Carmen, Adriana, Adi Junior au venit să ne cânte. Copiii ăștia au crescut mari și gata. Acum sunt oarecum fiecare pe drumul lui în viață. Să aveți succes, să aveți un an 2022 așa cum vă doriți. La fel, vă mulțumim. Să fiți fericite, să fii fericit, să fiți sănătoși și să fiți la fel de uniți cum ați fost și cum v-am cunoscut noi de fiecare dată. O familie extrem de unită. Salutări și la Adrian și mamei voastre și întregii familii. Mulțumim!